Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său care va fi rostit și în seara aceasta. Mulțumim pentru șansa de a-L auzi și vom continua ciclul nostru de studii, solii biblice pentru persoanele vârstnice, pentru cei bătrâni. În mod special au nevoie de aceste solii, pregătindu-se de încheierea vieții. Sunt solii de mângâiere, solii de încurajare, solii cercetătoare, de asemenea, care te pot ajuta să încheie cu bine experiența pe acest pământ. În acest studiu vom cerceta cuvântul Domnului. Este un subiect înviorător, bătrânețe productivă și binecuvântată. Pentru mulți, bătrânețea înseamnă, așa cum scrie în Eclesiastul, vom citi zilele rele, o perioadă întunecată, plină de slăbiciuni, tristă, când facultățile minții se pierd împreună cu pofta de viață. Nu, se spune, sunt bătrân, nu mai am poftă de nimic. În general, oamenii se vaietă, își plâng de milă. Nu, deseori mulți își pierd chiar și capacitățile mentale, unii devin mai supărăcioși, mai triști, mai îmbubnați, neputincioși, cu un corp slăbit, plin de handicapuri. Întrebarea este, oare este un fel de destin, este obligatoriu ca bătrânețea să fie o astfel de perioadă întunecată? Citim în Eclesiastul 12, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu vin zilele cele rele. Da, Biblia vorbește că pentru mulți vin zilele cele rele, sau tu zilele bune. Și până nu se apropie anii, când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Deci este descrisă bătrânețea, în cazul celor mai mulți, ca și anii, zile sau ani, zilele rele, dar care se pot lungi la ani în care nu găsești nicio plăcere. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, e mai mult noros. Ninul s-a luminat bine și iarăși este nor, adică oamenii nu mai au, sunt în general mai îmbufnați, mai cu fața încruntată, predispuși la depresie, la tristețe, la neplăcere. Până nu încep să tremure pasnicii casei, mâinile și se încovoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții că s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, nu mai auzi bine, te tem de orice înălțime, aici apare frica, te sperii pe drum, până nu florește migdalul cu pere albi, părul se albește și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trele ulițele, până când nu se rupe funia din argint, până nu se sfarmă vasul din aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata la fântână, totul se rablagește, totul se strică, totul tinde către degenerare, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Și David, citesc din Psalmul 71 cu 8, 9 și 18, să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi să te slăvească, nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi Dumnezeule, versetul 18, chiar la bătrânețe căruntă, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. David vedea din experiență că mulți bătrâni își pierd mințile, vedea ce înseamnă să ajungi bătrân, neputincios. Uneori mulți, datorită scăderii facultăților minții și accentuării unor defecte, cronicizării unor boli și spirituale, nu doar fizice, făceau lucruri ciudate, lucruri care nu lor erau pe Dumnezeu. El s-a speriat, David, privind cam cum arată bătrânețea multora și s-a rugat din timp la Dumnezeu. Nu mă părăsi la vremea
bătrâneții, chiar la bătrâneți cărunte, chiar când sunt foarte înzilit câte zile mi-e, da? Fă-mă ca să pot să vestesc laudele tale și atunci fă-mă ca să pot să vestesc tăria, puterea ta și celor care au fost cu mine și celor care vor veni, celor tineri. Adică el se ruga ca la bătrânețe să fie o mărturie, să fie un adevărat martur pentru Dumnezeu, pentru că îl înfiora, îl speria ideea de bătrânețe obișnuită, când oamenii își pierd mințile, își pierd pofta de viață și arată ruinați. El a spus, Doamne, te rog, nu mă părăsi în momentul acela, nu mă lăsa ca să se întâmple așa ceva cu mine. Este posibil lucrul acesta când am citit că Biblia îndeamnă în mod special Solomon în cartea Eclesiastu, adu-ți aminte de făcătorul tău până nu vin zilele acelea. Ideea este că deseori la vremea bătrâneții oamenii foarte greu se mai schimbă. Nu că nu există posibilitatea de schimbare. Ideea concentrată în acest pasaj din Eclesiastu, adu-ți aminte de făcătorul tău până nu vin zilele acelea, este mai mult o chemare ca să-L cauți pe Dumnezeu din timp, să-L cauți, să nu ajungi mulți amână împăcarea cu Dumnezeu, pregătirea pentru cer, pentru ultimele zile. Când am să fiu bătrân, atunci am să mă întorc la Dumnezeu, până atunci îmi trăiesc viața. În mod special, bătrâneța nu trebuie să arate ca și aici, ca în această descriere. Chiar dacă în cazul celor mai mulți oameni, într-adevăr, zilele cele rele și anii în care nu găsești nicio plăcere, cam asta este bătrânețea, n-ar trebui să fie așa. Poate să fie în altfel, sau cel puțin am putea spune, Dumnezeu lasă să se înțeleagă în Scriptură că ar putea să fie în altfel. Ar trebui să înțelegem și să sperăm să fie în altfel și chiar să ne pregătim pentru ca să fie în altfel, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă să fie în altfel pentru noi, nu din frica că am ajunge neputincioși și din dorința ca să-L proslăvim pe Dumnezeu până la ultima suflare și să fim o mărturie pentru El. Oamenii din timp ar trebui să-și dorească să-L slăvească pe Dumnezeu și în tinerețe și când ajung maturi, dar mai ales la bătrânețe, pentru ca să încheie cursa cu bine. În Psalmul 92 cu 13, 14 și 15 ni se dă o altă viziune, o altă posibilitate și îmi place atât de mult ceea ce scrie aici. Cred că fiecare om ar trebui să îndrăgească acest cuvânt, să-l consideră o promisiune și în același timp o posibilitate ca viața să bătrânețea să semene cu ce scrie aici. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc, scrie Cornilescu, traducerea fidelă, înfloresc. Oricum, orică înverzesc, ideea de a înverzi este verdele e plăcut pentru ochi, e culoarea care predomină primăvara, vara, nu? Când totul e plin de viață. El întotdeauna a fost asociat verdele cu viața, o natură plină de viață. Dar și traducerea fidelă este frumoasă, înfloresc. Într-adevăr, și un câmp plin de flori este plin de viață și de admirație. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc sau înfloresc în curțile Dumnezeului nostru, ia duc roade. Și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi, sunt înfloritori, fidela spune, ca să arate că Domnul este drept. El stânca mea în care nu este nelegiuire. Aici ni se spune că există persoane care duc roade și la bătrânețe și înfloresc chiar și atunci. Sunt plin de suc și verzi, este imaginea nu unei vegetale ofilite, care este searbădă și nu mai repălită de tot, ci este plin de suc și verde, proaspăt. E imagine de prospețime, de vitalitate, de voioșie și în același timp e asociat plin de rod. Sigur, aici, în sens spiritual, roadele la care se poate referi sunt roadele Spiritului Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, pacea, bucuria, facerea de bine, de lungă, răbdare, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei care sunt al lui Hristos Iisus aduc astfel de roade.
roadele viețuirii, locuirii lui Dumnezeu în viața unui om se arată nu doar în tinerețe. Propriu zis, dragostea și celelalte caracteristici înseamnă caracter, înseamnă formarea unui caracter care devine mai frumos, mai vizibil, mai echilibrat, mai simetric la bătrânețe. Nu la tot se întâmplă, e adevărat, pentru că îi spune doar cei care sunt sădiți în curțile Dumnezeului nostru. A fi sădit în casa Domnului nu înseamnă ne-a sta locuit în biserică. Curțile lui Dumnezeu, curțile pe care le îngrijește Dumnezeu, nu? Este locul în care nu e sădit în lumea aceasta, nu? În afara lui Dumnezeu, ci în curțile lui Dumnezeu. Curțile lui Dumnezeu sunt locurile pe care El le cultivă. Este locul care este semănat și cultivat și îngrijit de Dumnezeu. Asta înseamnă că sunt într-o relație cu Dumnezeu, într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu se îngrijește de prosperitatea lor și fizică și spirituală și mentală. Cei care sunt legați de Dumnezeu, chiar la bătrânețe aduc roade. Roadele înseamnă și fapte bune, bineînțeles. Roadele înseamnă caracter echilibrat, caracter simetric. Roadele înseamnă lucrare chiar pentru Dumnezeu. Înseamnă suflete câștigate, oameni întăriți, oameni ajutați. Chiar și la bătrânețe, bătrânii nu trebuie niciodată să trăiască cu viziunea nu mai pot, mi-a trecut timpul ca să mai pot să fac ceva bun, să ajut, să cresc în caracter. Nici de cum. O astfel de viziune este întunecată și este cea care împiedică un alt tip de viață. Dar cei sădiți în curțile Domnului înfloresc. Deci nu se spune că unii din cei sădiți în curțile Domnului înfloresc. Aici spune că cei sădiți, trasându-se un principiu, o regulă din partea lui Dumnezeu, ei aduc roade și la bătrânețe și cred că e frumoasă o astfel de bătrânețe productivă și binecuvântată. Chiar așa am intitulat subiectul pentru această seară. Bătrânețe binecuvântată de Dumnezeu și productivă pentru că ea încă produce roade, produce tot felul de lucruri minunate. Un alt verset frumos, Psalmul 103:4, el îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. Versetul 5, el satură de bunătăți bătrânețea și te face ca să întinerești iarăși ca vulturul, ca vila. Vulturul are vitalitate. El zboară, nu, se înalță deasupra obstacolelor. Este undeva sus de tot, privind în jos pământul, scrutând pământul. El satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Despre cei care tot așa nu obosesc, întineresc, în Isaia 40:30 ni se spune secretul, flăcăie, obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cei care se încred în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, era versetul celălalt, te face să întinerești ca vulturul. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Ca atare, persoanele vârstnice care se încred în Domnul zboară și nu ostenesc, parcă întineresc ca vulturi, au parte de o vitalitate proaspătă și asta nu pentru faptul că corpul lor le-ar oferi așa ceva, deși reforma sanitară, trăirea în deacord cu legile sănătății este o mare binecuvântare pentru om. Dar credința este și mai mare. Încrederea în Dumnezeu te face ca să fii conectat la Dumnezeu și omul slab să se împărtășească de reînnoirea puterilor de la zi la zi. În așa fel, în astfel de bătrân, ți se pare că este tânăr. Tânăr nu doar ca vitalitate fizică, ci plin de energie, plin de voioșie. Are o dispoziție vioaie, plăcută, un tonus tânăr. Nu este posac, nu este morocănos, nu este întunecat, respingător, ci din contră parcă îl vezi că este înnoit de o putere. Iar lucrul acesta, așa cum se spunea într-un psalm trecut, nu? Că aduc roade și la bătrânețe, ca să arate că Domnul este drept. Ca să arate. Acest lucru nu din dorința doar vrem neapărat să tragem cu dinții de o viață mai lungă. Vrem să trăim atât cât vrea Dumnezeu să trăim pe pământul acesta, cât se face să trăim, dar vrem ca și ultima parte din viața noastră să fie o ocazie care, în care să-L mărturisim pe Dumnezeu la bătrânețe, să fim o minune, un monument al harului și al puterii regenitoare a lui Dumnezeu.
O dispoziție plăcută, vioaie, tinerească la un vârstnic este un mare semn de întrebare, că majoritatea trăiesc zilele cele rele. Anii în care spun, ia uite ceva, nu mai bine aș muri, nu mai, m-am săturat de viață, nu mai trebuie nimic. În loc ca să, Doamne, mi-ai dat încă ceva timp. Vreau să te mărturisesc, am un scop, am o misiune, chiar la vârsta asta înaintată, vreau să se vadă ce înseamnă să fii de partea lui Dumnezeu. Ca într-un trup care, într-adevăr, nu mai este atât de tare ca la tine, ți-e slab. Tocmai asta este uimirea, când sunt slab, atunci sunt tare. Și asta este dovadă, bătrânii pot să slăvească pe Dumnezeu, arătând ce dispoziție plăcută le dă Dumnezeu la o vârstă înaintată, arătând energie și voiciune și poftă de viață că ești cu Dumnezeu la o vârstă înaintată. Mai mult decât atât, bătrânețea poate fi perioada unor experiențe uimitoare, în cazul în care oamenii, de asemenea, vor cultiva acea credință nezdruncinată în Dumnezeu. Altfel, corpul va trage de tine. Corpul se va... va lua conducerea și corpul te va trage în jos, îți va da o dispoziție proastă, văzând, uitându-te la tine, în loc să te uiți la Dumnezeu, analizându-te, vei începe ca să-ți fie frică, vei începe ca să crezi că toată puterea care vine doar datorită acestui corp și nici de cum energizării pe care Duhul lui Dumnezeu ți-o poate da. Și uitându-te la tine, neavând credința pe care a avut-o Avram și Sara, care nu s-au uitat la trupul lor, că era îmbătrânit, încep ce să vezi la trupul care nu mai scazi în înălțime, îți mai cad dinții, mai se cutează pielea, nu mai atâta energie, decât încep să te plângi privind doar la aceste surse. Nu e o sursă de întărire corpul, dar privind la Dumnezeu îi primesc puteri. Nu la corp, ci la cel care este atotputernicul. Este minunat cazul lui Caleb. Caleb și Cuiosu au fost cei doi scoditori credincioși, care au strigat atunci când erau tineri să mergem în țara aceasta pentru că Domnul va fi cu noi și ne-o va da, chiar dacă sunt uriași. Ceilalți 10, împreună cu poporul care a fost luat într-o isterie de murmure, au spus, nu putem să câștigăm, sub nicio formă, acolo sunt uriași, sunt cetăți întărite, sunt oameni mult mai puternici. Și într-adevăr că n-au putut, pentru că necredința le-a blocat și mintea și înaintarea. Și au murit în pustie. Toată generația aceea de oameni, copiii au crescut, dar au fost două persoane, Iosua și Caleb, care n-au murit, pentru că nu s-au împărtășit de necredința lor. Au trebuit să ocolească, într-adevăr, datorită necredinței poporului, încă 40 de ani. Citim în Iosua 14:6, la 15 fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal. Și Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, i-a zis, știi ce a spus domnului Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul domnului, ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață. Așa cum a spus, ceilalți muriseră, dar au avut credință și cei 40 de ani, într-adevăr, că au ocolit și el cu ei, cu până ceilalți au murit, copiii care spuseseră că vor fi de jaf, au trăit. Trecuseră mulți ani de atunci. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. Fie pentru lupte, fie să merg în fruntea voastră. Dăm deci muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, că ce ai auzit că atunci că acolo sunt anachim și că sunt cetăți mari și întărite, cel mai greu loc, exact unde locuiau uriașe, acolo unde erau cei mai voinici oameni care băgaseră spaima în urmă cu 40 de ani în mulțime. El de data aceasta nu mai era la 40 de ani un bărbat în floarea vârstei, avea 85 de ani, deja îmbătrânise. Dar inima era tânără, curajoasă. De ce?
era impulsionat de aceeași credință din tinerețe, o credință puternică. Și a spus, dă-mi aceasta! Și într-adevăr, a cucerit. Acolo a fost Arba, omul cel mai mare dintre Anakim. Și țara s-a odihnit de război. Domnul i-a dat victorie. La vârsta de 85 de ani, el a intrat și a cucerit acolo. Nu. Asta înseamnă că există oameni care gândesc în alt fel, au altă mentalitate și oameni care credința le vitalizează nu doar organismul, ci mintea. Și credința face posibil să ai experiențe minunate chiar la o vârstă înaintată, la 85 de ani, cine ar mai merge să lupte. Și numai să lupte undeva și el în spate, să lupte în frunte, să lupte unde e locul cel mai greu, nu în puterea lui. Bazându-se pe acea credință cu Dumnezeu, ești învingător. Asta a fost dispoziția acestui bătrânel, dar care nu arăta târându-și picioarele, ci spune că am tot atâta putere. Se vede că o credință și un entuziasm împărtășit de Dumnezeu îți vitalizează corpul. Pentru că el la 85 de ani spunea că am tot atâta putere. Deci, forțele lui scăzuse. Și cred că nu a fost doar un individ asta, un caz rar, care să fie pus în cartea recordurilor pentru că s-a născut cu nu știu ce abilități deosebite sau nu știu, un corp rar întâlnit genetic. Și asta cred că credința, spune în Biblie, că a fost ceea ce l-a animat. Era acel entuziasm, acea poftă care a energizat viața pe parcursul și al tinereții și mai târziu a bătrâneții. Asta este un cuvânt pentru cei care îl vor crede. Dacă nu ne putrezesc oasele în pustie și mai tineri, nu ajungem până la vârsta aceea, dar să mai facem isprăv la vârsta aceea. E posibil să faci isprăv dacă ai încredere în Dumnezeu. Bătrânii ar trebui să fie animați de o încredere extraordinară, nestăvilită în Dumnezeu. Și acum nu-i târziu ca să te prinzi de Dumnezeu. Ești în vârstă, prinde-te de Dumnezeu și organismul îți va fi energizat. Mintea, în primul rând, care transmite curenții vital către ultima celulă din corp, îi va împărtăși un entuziasm, o poftă de viață, o putere care va ridica sub trupul și îl va face ca să poată să fie în stare de lucruri extraordinare. Aș vrea în încheiere, tot vorbind de bătrânețe productivă și binecuvântată, aș vrea să vorbesc despre un caz, să citesc din Scriptura, 2 Samuel 19 cu 32, un bătrân deosebit, un om vârstnic deosebit, de data aceasta cu roade, plin de roade duhovnicești, o viață frumoasă. O persoană în vârstă atât de drăguță, atât de amabilă, atât de plăcută, cu un caracter extraordinar. Este vorba de Barzilai, prietenul mai vârstnic, mult mai vârstnic al lui David, care l-a ajutat într-un moment critic, când David era alungat și nerecunoscut ca împărat. Barzilai e un om foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. Dumnezeu spune 70 pentru cei mai tari 80 de ani. El a ajunsese la 80 de ani, la această pentru cei mai tari. La 80 de ani ești deja considerat nu în vârstă, ci foarte în vârstă. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Când fusese David fugar, împăratul i-a zis lui Barzilai, când s-a întors, bineînțeles, din fuga lui, din cursa lui pentru a scăpa viața, se întorcea liniștit și biruitor de data aceasta în cetatea Ierusalim. Împăratul i-a zis lui Barzilai, vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Asta este o favoare extraordinară, să mănânci cu împăratul toate bunătățile în plus, cinstea de a fi la o masă regală, să fi privit. David l-a invitat, nu doar o invitație pentru o zi sau nu, să vină să stea cu el acolo. David era foarte recunoscător, pentru că omul acesta, când ei nu mai aveau de mâncare, când nimeni nu-i primeau și erau hăituiți și nimeni nu vrea să aibă legătură cu el în timpul acela, omul acesta nu doar că l-a recunoscut, ci a pus averea la bătaie și l-a ajutat în perioada aceea. Vino cu mine! Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt în vârstă de 80 de ani azi. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău?
Adică vorbește ca unul care deja are mintea mai împuținată și scade discernământul, deși se vede că avea o minte extrem de ageră și știa să facă deosebire și chiar să acționeze în momente dificile. Era un om de acțiune și era un om al curajului care își pusese viața la bătaie într-un timp greu. Dar el vorbește cu umilință, ca și când facultățile l-ar lăsa, mai știu eu să deosebesc. Nu vedem niciun pic de aroganță. De obicei, bătrânii au tendința, dacă suntem mântri în tinerețe și nu ne luptăm cu păcatul acesta, vă dați seama cât se consolidează spre bătrânețe. Nu. În general, știu eu. Păi tu, știi tu că tu ești tânăr, tu ești copil, știi tu ce... Dar Barzilai vorbește, mai știu eu să fac deosebire. Câtă umilință, cât bun simț. În plus, poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea. Se vede că nu era robul poftelor. De obicei, bătrânii au tabieturi, vor cu tare. Barzilai se vede că este un om mulțumit și care spune, ce pofte mai am eu la vârsta aceasta să... Pot eu să mă au glasul cântăreților și cântărețelor și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? El nu dorea să împovăreze pe cineva. Sunt puțini oameni care nu vor să deranjeze. De obicei, ceilalți, ești dator, te-am crescut, ești dator, ți-am dat, ești dator, ți-am făcut. Nu, Barzilai nu vede că David ar avea o datorie, ar fi putut să spună, cine te-a ajutat în timpul de criză? Nu-ți mai aduce aminte, de obicei trâmbițăm faptele bune. Și el chiar făcuse aceste fapte. Dar el zice, nu vreau să fiu o povară. Sunt bătrân, poate sunt dificil. Sunt bătrân, nu mai aud prea bine, nu mai știu să mă por cum trebuie, nu mai fac foarte bine distinție. Și deseori oamenii pe lângă cei bătrâni nu știu cum să se poarte ca să nu-i deranjez. Eu nu vreau așa. De la trebuie să te porți cu mânuși ca să nu... Mulți bătrâni devin capricioși. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Dar asta este realitatea. El nu face parte din clasa vârstnicilor capricioși și un om care nu vrea să împovăreze, nu vrea să deranjeze, nu vrea să supere pe absolut nimeni. El se vede bătrân și e mulțumit ca să stea undeva mai retras, nu vrea să se bage în față, nu vrea să iasă în evidență cât uși de puțin, ci simte că poziția lui este undeva mai în spate. Cât bun simți, Doamne, câtă lipsă de dorință de a ieși în evidență sau încurca. E un bătrân, într-adevăr, plăcut, un bătrân atât de dulce, iar ceea ce face această dulceață sunt roadele pe care cei care sunt sădiți în curțile Domnului aduc la bătrânețe, ceva de genul acesta, roadele unui caracter frumos. Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul, o să te petrec. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? El nu-și aduce aminte că a făcut nu știu ce bine. Care ar fi motivul să-mi faci lucrul acesta? Că nu-mi datorez absolut nici, am făcut mare lucru. E un om nu care doar face mult bine, e un om care uită că face bine. Asta înseamnă că a făcut atât de mult bine încât și uită ce face bine. Și asta înseamnă din nou mult bun simț și înseamnă altruism și înseamnă naturalețe. Înseamnă că făcea lucrurile acestea fără să iasă în evidență, fără să dorească să fie pozat sau să primească aplauze, ci le face discret și nu consideră că cineva trebuie să-i mulțumească sau să recunoască public lucrul acesta. Caracter. Caracter și îl face un bătrân care ai vrea să stă în preajma lui, ai vrea să-l cunoști, ai vrea chiar să-l ai cu tine pentru că așa ceva este o mare binecuvântare. Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Dar iată că robul tău, Kimham, va trece cu împăratul domnului meu. Fă ce vrei, ce vei crede pentru el. Altcineva era. Uite, dacă chiar vrei pe cineva, îți dau pe altcineva să-i faci. Pentru el, nu pentru mine. Nu, pentru el, nu pentru mine, înseamnă altruism. E altcineva. Altcineva care pot să-ți reveri și... Nu, dorința ta de a ajuta și a recunoaște ceva. Asta înseamnă caracter. Asta înseamnă că la bătrânețe oamenii ar trebui să fie destul de mulțumiți.
cu un spirit bun, făcând fapte bune, că el la bătrânețe l-a ajutat, îngrijise de David. El îngrijise, dar nu dorește să se îngrijească de el. Nu cere, nu pretinde, nu vrea să îi se mulțumească. Din contră, e umilie, cu bun simț, e retras, nu vrea să deranjeze, nu vrea să provoace oboseală, să încurce pe cineva, să apese pe cineva, nu e apăsător, din contră, este cu atât bun simț. Este chiar un bătrân extraordinar. Așa, da, caracter, și aceasta este o mărturie despre puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă bătrânețe binecuvântată. Doamne, fă ca și bătrânii poporului Tău, fă ca toți bătrânii să poată să învețe de acest exemplu și să aibă parte exact de aceste roade binecuvântate. Dumnezeu să ne ajute pe toți să medităm la aceste cuvinte ale sale și să nu uităm că este posibil ca bătrânețea să nu însemne zilele cele rele, și nici ani în care, spui, nu mai găsesc nicio plăcere, ci poți să fii plin de suc și verde, să întinerești ca vulturul, să-ți fie înnoită puterea și să aduci multe roade ca să se arate, nu cine ești tu, ci cât de bun este Dumnezeu și că Dumnezeu e credincios și este drept și ține cuvântul și promisiunile sale. Să-L punem pe Dumnezeu la încercare și fiecare bătrân să dorească să fie o mărturie despre puterea regeneratoare și transformatoare a lui Dumnezeu. Amin. Amin.